Bună seara și bun găsit la o nouă emisiune Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și seara aceasta împreună vom explora un alt subiect, un subiect interesant, și anume identitate penticostală, repere doctrinare. Invitat la această discuție este rectorul Institutului Teologic Penticostal, pastorul Ioan Brie. Vă spun bună seara și bine ați venit la această emisiune. Bună seara dumneavoastră, bună seara ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Mă bucur să fim pentru prima dată, de fapt, în acest dialog și aș vrea să începem discuția noastră despre reperele doctrinei penticostale, plecând de la slujirea pe care dumneavoastră aveți pe lângă slujirea de pastor, slujirea la Institutul Teologic Penticostal, cea de rector, și aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre Institutul Teologic Penticostal. E o vreme grea pentru școlile teologice. Cum stați dumneavoastră? Care este situația? În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru invitația primită de a avea împreună acest dialog pe marginea identității penticostale, a spiritualității penticostale, cu reperele ei dogmatice. Acum, privitor la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, legată de Institutul Teologic Penticostal din București, școala aceasta este înființată din 1976. Atunci a fost startul a ceea ce numim acum Institutul Teologic Penticostal în București. În momentul de față ne bucurăm de acreditarea unei specializări de teologie penticostală, pastorală, și a unui program de master în teologie intitulat Biblie și Societate. În momentul de față avem în școala noastră peste 220-225 de studenți pe cele două programe. Suntem încurajați să vedem interesul pe care tinerii, și nu doar tinerii, bărbații, slujitori, bisericile penticostale din țară și din diaspora, îl au pentru a aprofunda învățătura, aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am bucurat și în anul acesta, chiar dacă a fost un an greu cu învățământ online, să avem ocupate toate locurile pe care le-am putut scoate la concurs pe programul de licență și, sigur, din perspectiva contextului în care ne găsim cu toții, retrăim din plin, să zic așa, această criză a neputințe de a fi față în față cu studenții noștri. Am încercat în octombrie să fim la școală cu prezență fizică, am reușit 3 săptămâni până când a venit așa, din partea ministerului, recomandarea ca și universitățile să treacă pe învățământ online. Mă, nu știu ce ați dori să mai spun despre Institutul Teologic. Una peste alta, viziunea noastră este să dezvoltăm această școală prin deschiderea noi specializări. Suntem prinși acum într-un proiect mare de construcție, se zidește un campus nou, ne-a prins cumva și criza aceasta, așa, dar mulțumim lui Dumnezeu că lucrările pe șantier nu au fost întrerupte și continuăm, chiar dacă nu într-un ritm așa cum ne-am fi dorit, continuăm. Ne-am dorit foarte mult să finalizăm cât de repede acest campus, pentru că în funcție de baza materială pe care o vom avea la dispoziție, vom putea să dezvoltăm următoarele programe de studii pe care le avem în plan. Mulțumim mult și vă dorim mult succes, multă binecuvântare din partea Domnului, să vă ajute Domnul să terminați și construcția acest campus pe care l-ați început. Discutăm despre doctrină, despre teologie. Care sunt cei mai importanți teologi penticostali români? Poate unii nu cunosc foarte bine, mai ales cei care nu fac parte din cultul penticostal. Care sunt acei teologi penticostali în România pe care Biserica Penticostală îi are? Întrebarea dumneavoastră este o întrebare care mă determină să selectez. Ar fi multe nume așa care ar trebui să fie spuse.
Aș vrea să menționez aici câteva nume, atât din, să zic, domeniul slujirii pastorale, cât mai ales din domeniul cercetării teologice și a activității academice. Sigur că nu pot să răspund la această întrebare fără să-l menționez pe Trandafir Șandru, cel care a și pus bazele școlii noastre și care are o activitate publicistică, chiar dacă dumnealui acum a trecut la Domnul, opera dânsului a rămas în urmă și ne bucurăm de scrierile pe care le-a lăsat. Un alt nume care trebuie subliniat, marcat aici, este John Tipei, un om care de asemenea are o contribuție vastă la dezvoltarea teologiei pentecostale. Trebuie să menționăm încă două nume. Nu neapărat sunt implicați, să zic, în prima linie în învățământul academic, dar își aduc și aici contribuția. Vorbesc aici de Costică Macoveciuc, Suceava, un om de carte și de asemenea un alt om, un alt nume este Simeon Bumbar, care în momentul de față este și secretar general al cultului creștin pentecostal. Dacă este să mă refer la colegii de la institut, la cei cu care lucrăm acum, trebuie să subliniem aici contribuția pe care au adus-o colegii noștri și a sublinia doar două, trei nume. Mă refer la colegul Emanuel Consac, la colegul Ciprian Terinte, colegul Eugen Jugaru, sunt câțiva dintre oamenii care au scris și scriu mai departe mult. Avantajul nostru la Institutul Teologic este că suntem un colectiv tânăr care, având în față o perioadă lungă de timp, să zic așa, care încă putem scrie și sluji, lucrurile vor fi puse în evidență și mai bine de aici înainte. Aș mai adăuga faptul că tot pe partea aceasta, să zic, a numelor, a teologilor pentecostali, colaborăm și cu profesori care și-au dus mult contribuția pe partea dezvoltării învățăturii a teologiei, nu neapărat a teologiei pentecostale, când vorbim de teologia biblică, ea nu mai este nici pentecostală, nici baptistă, nici o altă confesiune, este teologie biblică. Nu pot aici să închei răspunsul la această întrebare fără să menționez numele colegului Silviu Tatu, chiar dacă este de confesiune evanghelic-baptistă, dânsul este pastor într-o biserică baptistă din Sibiu, dânsul ajută și lucrează din plin la Institutul Teologic Pentecostal și contribuția dumnealui, mai ales pe partea de teologie a Vechiului Testament, este evidentă. Dacă ar fi să ne întoarcem la unul dintre cei care au scris cumva și au pus bazele în România a teologiei pentecostale, fratele Trandafir, care sunt lucrurile care dânsul le-a adus în mod special în teologie, care sunt acele elemente importante cu care dânsul a contribuit la învățătura pentecostală? Dumnezeu l-a folosit pe fratele Trandafir Șandru să efectiv să sistematizeze, să pună împreună și să sistematizeze învățătura pentecostală, doctrina pentecostală. Contribuția dumnealui este fundamentală aici. Chiar prin înființarea seminarului teologii pentecostal, cum se numea atunci, a fost conturată învățătura. Dumnealui a scris cărți de dogmatică pentecostală, de teologie sistematică, de istorie a bisericii pentecostale. Contribuția dumnealui este evidentă din punctul acesta de vedere. Cred că poate cea mai mare contribuție este că dumnealui a ajutat nu doar la conturarea, să zic așa, punerea în scris a doctrinei pentecostale, ci și la, prin școală, prin seriile de absolvenți care mai târziu au început să slujească pastorii biserici, să ajute la o vedere unitară a crezului. După cum bine cunoașteți, în biserici, în general, există anumite perspective, să zic, locale, asupra, cu nuanțe, cum se întâmplă în fiecare biserică. Ei, aici a fost funcția fratelui Șandru, fratelui Trandafir, dumnealui, prin lucrările pe care le-a scris și prin școala pe care a înființat-o și apoi prin învățătura predată, a
determinat la conturarea unei viziuni închegate, unitare, la nivelul întregii biserici pentecostale în România. Dacă ar fi la urmă să... zice că aici este una dintre funcțiile majore ale școlii de teologie. Unificarea bisericilor, a slujitorilor în jurul învățăturii. În jurul Scripturii și a învățăturii, sigur, din Scriptură. Nici nu putem vorbi de unitate în jurul altor repere. Învățătura cuvântului Domnului. Dacă ar fi să vorbim acum despre doctrina Bisericii Pentecostale, care sunt acele doctrine specifice Bisericii Pentecostale, prin care, într-un fel, se diferențiază de celelalte biserici evanghelice. Acum, Biserica Pentecostală are un trunchi comun, să zic, cu celelalte confesiuni creștine și, în mod special, cu bisericile evanghelice, și aici menționez Biserica Soră Creștină după Evanghelie, Biserica Soră, Biserica Baptistă. Mărturisirea noastră de credință seamănă foarte, foarte, foarte mult. Sigur că sunt și nuanțe. Dacă nu ar fi nuanțe și aceste accente, nu ar fi o altă confesiune. Da. Faptul că există aceste nuanțe justifică și existența distinctă a bisericii. Cred că aici trebuie subliniate două accente distincte în Biserica Pentecostală în relație cu celelalte mărturisiri de credință evanghelice. În primul rând este vorba de felul în care este înțeleasă învățătura cu privire la Duhul Sfânt și, în general, pneumatologia, lucrarea Duhului Sfânt, și apoi poate ceva legat de practică, de liturgică, de eclesiologie în general. Aici ar fi, să zicem, o altă nuanță, felul în care este înțeleasă și organizată și rânduită viața bisericească. Cum înțelege Biserica Pentecostală, ați menționat doctrina despre Duhul Sfânt, ce anume în doctrina despre Duhul Sfânt ar face înțelegerea aceasta specifică? Acum, cunoscând și comparând în același timp mărturisirile de credință ale bisericilor noastre, elementele comune între cele două perspective, sau mă rog, mai multe pot fi, sunt multe cu privire la identitatea Duhului Sfânt, învățătura despre Sfânta Trăime, despre dumnezeire în general și apoi în mod particular despre identitatea Duhului Sfânt, crezul și mărturisirea noastră de credință este similară. De asemenea, și în ce privește lucrarea Duhului înțeleasă în rolul ei salvator, în tot ce înseamnă implicațiile soteriologice ale acestei lucrări, iarăși mărturisim la fel rolul Duhului în convertire, în nașterea din nou, în sfințire și mai departe. Accentul, să zic, distinct, cred că ar putea fi menționat poate în vreo trei puncte, aș zice. Ele pot fi mai multe, dar aș zice în trei puncte principale. În primul rând este vorba despre felul în care în Biserica Pentecostală înțelege botezul în Duhul Sfânt. În Biserica Pentecostală, botezul în Duhul Sfânt este înțeles ca o experiență ulterioară convertirii, distinctă de convertire, distinctă de nașterea din nou, ulterioară acestor trăiri, experiențe, este cumva o experiență spirituală supranaturală avută cu Dumnezeu după ce credinciosul s-a întors la Domnul și a fost născut din nou. Această experiență reprezentând umplerea sa cu Duhul Sfânt și ca manifestare distinctă, această experiență e recunoscută prin semnul vorbirii în altă limbă. Sigur, argumentele care sunt aduse în discuție se regăsesc în Cartea Faptele Apostolilor și mai departe. Deci aici ar fi, să zic, o particularitate. Dacă în celelalte biserici evanghelice se spune că plinătatea Duhului, primirea Duhului are loc în viața unui creștin, la nașterea din nou, la convertire, în Biserica Pentecostală se menționează că în timp ce acest lucru este o realitate, da, Duhul vine în viața noastră când ne întoarcem la Dumnezeu,
primim în inimile noastre Duhul Sfânt când suntem născuți din nou, atunci căpătăm identitatea de copii al lui Dumnezeu. Cu toate acestea însă, Dumnezeu a rezervat, se spune, în Biserica Pentecostală, în perspectiva ei, o experiență cu Dumnezeu numită botez cu Duhul Sfânt sau umplere cu Duhul Sfânt, care are loc ulterior nașterii din nou, ulterior convertirii. Da. Aici ar fi, să zic, acest accent major. De asemenea, vorbim aici și despre felul în care sunt înțelese darurile Duhului, harismele Duhului și, în mod deosebit, acele harisme descrise de Apostolul Pavel în Epistola 1 Corinteni, capitolul 12, și ne referim aici la acea listă de 9 daruri duhovnicești, în dreptul cărora Biserica Pentecostală spune că ele sunt prezente în viața bisericii contemporane și pot fi experimentate de credincioși în trăire, în închinare, mă rog, în slujirea creștină. Poate că un alt accent, să zic, ar fi legat și de vindecarea prin credință, prin rugăciune, vindecare supranaturală prin credință, prin rugăciune. Ați menționat, deci, 3, botezul cu Duhul Sfânt, darurile spirituale, totalitatea lor, așa cum sunt prezentate în Noul Testament, și vindecarea. Aș vrea să vă întreb un anumit... Aici ar trebui făcută o precizare. Vedeți, și în lista celor daruri spuse de Apostolul Pavel, avem trecut și darurile vindecărilor. Am accentuat acest dar al vindecărilor, având în vedere faptul că în Biserica Pentecostală se învață și se practică rugăciunea pentru vindecarea celor bolnavi. Rugăciune făcută cu ungerea cu un de lemn de către prezbiterii biserici, însoțită cu ungerea cu un de lemn, rugăciuni comune pentru vindecarea celor care sunt bolnavi. De asemenea, se recunoaște prezența darurilor vindecărilor pe care Dumnezeu le poate da unor frați de credință din biserică, oameni care manifestă prin Duhul lui Dumnezeu acest dar și ei, după ce se roagă, oamenii pentru care se roagă, primesc vindecare în mod supranatural. Am accentuat partea aceasta, să zic așa, ca un accent distinct, deși el este parte a listei cu darurile Duhului, așa cum ele sunt menționate la Pavel. Menționăm mai și darul profeției, care de asemenea este considerat ca o manifestare prezentă, distinctă de lucrare, de învățare, de predicare în biserică. Dacă ar fi să ne întoarcem la botezul cu Duhul Sfânt și la vorbirea în limbă, aș vrea să vă întreb aici, mie mi se pare că adeseori în practică, din ceea ce am cunoscut eu, unii vorbesc despre semnul vorbirii în limb, vorbirea în limb ca și dar, ca și un semn al prezenței Duhului Sfânt sau un semn al plinătății Duhului Sfânt? Pentru că ați menționat ceva interesant mai devreme și poate ar fi bine să clarificăm pentru toți cei care ne ascultă. Deci, vorbirea în altă limbă este un semn absolut necesar care însoțește botezul cu Duhul Sfânt. Așa se învață în Biserica Pentecostală. Vorbirea în alte limbi nu este un scop în sine. Ea este o manifestare care însoțește o lucrare a lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se numește umplerea cu Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi nu marchează, cum să zic, primirea Duhului, în sensul că până la a vorbi în alte limbi, cine nu primește, până la avea puterea de a vorbi în altă limbă, credinciosul nu are în el Duhul, nu are prezența Duhului, nu asta se spune, ci invers, Duhul este acolo de când omul s-a întors la credință, viața lui este un templu al lui Dumnezeu, un templu al Duhului Sfânt, este copil al lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește, iar acum, la botezul cu Duhul Sfânt, când se manifestă pentru prima dată și vorbirea în altă limbă, credinciosul este umplut cu Duhul Sfânt. Scopul nu e să clarifice răspunsul la întrebarea legată de cine sunt eu în Hristos, dacă sunt sau nu copil al lui Dumnezeu sau creștin, ci scopul este mai degrabă misiologic, evanghelistic, umplere cu putere pentru a fi martor al lui Dumnezeu, pentru a predica Evanghelia până la urmă.
a mărturisi pe Iisus Hristos în învierea Lui. Și lucrul acesta nu este făcut doar de slujitorii care predică efectiv ca predicatori cuvântul, ci de fiecare credincios, indiferent că este bărbat sau femeie, fiecare este chemat să mărturisească Evanghelia Domnului Iisus. Aș vrea să vă întreb aici dacă cumva între doctrina, învățătura Bisericii Pentecostale din România și învățătura bisericilor pentecostale din întreaga lume sau din alte țări, există o diferență? Cred că sunt diferențe. Accente, diferențe se găsesc în toate confesiunile. Nici noi n-am face excepții de la aceasta. Nu numai între biserica pentecostală din România și cea din, să zic, alte locuri, Statele Unite, aiurea, pe fața pământului unde o fi, există distincții. Dar trebuie să fim onești și să spunem că până și în interior, da, în interiorul Bisericii Pentecostale din România, există nuanțe, accente distincte. Spre exemplu, mă spun un accent legat de pneumatologie. În unele viziuni se consideră că botezul cu Duhul Sfânt este absolut esențial pentru mântuire. Nu poți să-ți duci mântuirea până la capăt dacă nu ești botezat de Dumnezeu cu Duhul Sfânt. În timp ce în alte viziuni, să zic, poate mai apropiate de confesiunile evanghelice din bisericile surori, se spune, nu, botezul cu Duhul Sfânt nu este neapărat o condiție a mântuirii, e absolut necesar pentru a avea o viață creștină plenară, așa cum Dumnezeu a rânduit-o, dar scopul și accentul cade mai mult pe partea, să zic, misiologică decât pe cea soteriologică. Și atunci există și în zona aceasta nuanțe. Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră pusă inițial, există distincții și în mod deosebit aceste distincții poate că nu neapărat ar ține de teologie, cât mai degrabă de felul în care este împlinită și trăită în practică teologia. Aș vorbi de niște particularități care încarcă poate mai mult și factorul cultural legat de particularitățile fiecărei țări, a fiecărei zone, a fiecărui popor până la urmă. Știu că una dintre discuțiile care, cel puțin eu le-am întâlnit în Statele Unite și nu cunosc chiar foarte bine în România, era practica spălării picioarelor. Unele biserici pentecostale agreiau, nu știu dacă spun bine, altele nu. Asta nu mai ține de pneumatologie, dar ține de dogmatica pentecostală. Deci în bisericile pentecostale din România, practica spălării picioarelor este văzută de asemenea distinct. În unele biserici ea se practică, spre exemplu în biserica în care eu slujesc, Biserica Emanuel din Sibiu, noi facem spălarea picioarelor după ce se încheie sfârșitul serviciul divin de cina Domnului. În alte biserici din România nu se face spălarea picioarelor ca act de cult, să zic. Mai mult se accentuează latura simbolică a acestui act săvârșit de Domnul Hristos, și anume dragostea frățească, smerenia unul față de celălalt și mai departe. Dar este deci, în doctrina oficială? Însă trebuie să subliniem că în Biserica Pentecostală avem maturitatea de a accepta în dragoste aceste nuanțe, neconsiderându-le niște particularități dogmatice esențiale. Mai degrabă, și la cina Domnului, de exemplu. În anumite biserici, cina Domnului se face cu pâine azimă, fără aluat, nedospită, și cu rodul viței, vin nefermentat, în timp ce în alte comunități, cina Domnului poate fi servită cu pâine obișnuită și cu vin cu alcool. Deci sunt mai mult aspecte de aplicare a anumitor învățături decât... Cred că aici vorbim de tradiție până la urmă. Cam așa cum oamenii au pornit, cum au fost învățătorii lor la începuturi, cum au învățat, așa au dus mai departe și au considerat că așa este bine. Tocmai aici a fost funcția până la urmă, funcția școlii de teologie. Pentru că a adus oameni din toate zonele țării, din toate, să zic, sau majoritatea, poate nu neapărat toate, dar în cursul anilor cu siguranță din toate zonele, oameni care
Și-au pus împreună ideile și argumentele și din dezbaterea aceasta s-a născut ceva pozitiv, ceva bun. Așa că putem să vorbim de o acceptare în dragoste, într-o diversitate pe care o socotim încadrată de cuvântul lui Dumnezeu și să rămânem și să slujim în unitatea Domnului. La fel ca și în alte biserici, Biserica Baptistă, Creștinii după Evanghelie, deodată una este afirmația doctrinară și alta este într-un fel practica și oamenii cred că practica lor de fapt este doctrina oficială și ni s-a întâmplat și nouă de multe ori să interpreteze doctrina și să spună așa sunt, asta este învățătura, dar de fapt era o practică locală. A fost sau ar fi o întrebare care cineva care ne ascultă ar ridica-o legat de diferența dintre Biserica Pentecostală și mișcarea carismatică, nu aș putea să o numesc Biserica Carismatică, poate unii o numesc Biserica Carismatică. Există vreo diferență? Care ar fi aceasta? Cum priviți dumneavoastră aspectul acesta? Realizăm, frate Daniel, pe zi ce trece, că mișcarea carismatică, așa cum este ea orientată în prezent, se îndepărtează tot mai mult de viziunea biblică a ceea ce înseamnă biserica. Noi am avut, acum aici ar trebui făcut un pic de istorie, să zic, ca să încadrăm discuția noastră. Se vorbește, în general se vorbește de trei valuri mari, să zic așa, de trezire spirituală. Secolul 20-21. Primul val ar fi trezirea penticostală, al doilea este numit mișcarea carismatică și acum mai nou, al treilea este așa numita noua reformă apostolică. O manifestare nouă care și la rândul ei se desprinde de mișcarea carismatică. Aici asistăm la niște modificări, să zic, în crez și în practică atât de mari încât ca Biserică Pentecostală nu le mai putem recunoaște ca fiind biblice. Și aș vrea să dau câteva exemple de asemenea practici. Spre exemplu, manifestări care se leagă de închinare, căderi pe spate, râsul sfânt, tot felul de dansuri în duhul și alte manifestări ciudate care nu se potrivesc sub nicio formă cu ceea ce se numește o închinare curată, adusă cu evlavie, cu frică, decență, înaintea lui Dumnezeu. Vorbim apoi de teologie, cum ar fi teologia prosperității sau teologia succesului, sau chiar particularități legate de vindecare, să spunem, teologia carismatică se subliniază că un credincios nu se poate îmbolnăvi, nu trebuie să se îmbolnăvească. Astea sunt niște exagerări pe care Biserica Pentecostală în România nu le recunoaște ca fiind biblice și nu le cultivă. În România, Biserica Pentecostală se revendică ca fiind partea pentecostalismului clasic. Iar aceste manifestări, să zic, mai noi, cum le găsim în mișcarea carismatică, trebuie să spunem, mișcarea carismatică n-a fost niciodată Biserica Pentecostală, ci a fost o mișcare care a aplicat anumite învățături pentecostale în confesiuni din afara Bisericii Pentecostale. Inclusiv în catolicism. Fenomenul a fost surprins în America, și nu numai în America, în catolicismul american și în evanghelicalismul american, dar nu Biserica Pentecostală. Ei, oamenii aceștia, până la urmă, au părăsit și confesiunile lor și au format comunități distincte, care nu mai erau Biserică Pentecostală și nici catolică, erau comunități independente, să zic, de confesiunile mamă, și acolo au făcut ce au socotit că trebuie făcut, fără ca să mai fie determinate, să zic, de anumite doctrine, învățături ale confesiunii lor. Legat de noua mișcare apostolică, care este, să zic așa, perioada apariției ei? Dacă tot suntem la subiectul acesta, poate ne spuneți puțin
câteva lucruri pentru cei din România care nu sunt foarte familiarizați sau cel puțin. Noi, subiectul acesta legat de noua reformă apostolică ne-a interesat în România. Institutul Teologic Pentecostal a organizat un simpozion pe această temă, o dezbatere pe această temă. Au fost studiate diferite, să zic, pațete ale acestei mișcări, noua reformă apostolică. Ea apare undeva prin anii 1980, tot în Statele Unite. Este o desprindere din mișcarea carismatică și această mișcare, mișcarea noua reformă apostolică, practic afirmă că acum, în zilele noastre, oficiul de apostol și oficiul de profet, în special oficiul de apostol, că de aici noua reformă apostolică, așa cum el a fost dat de Dumnezeu în vremea apostolilor Pavel, Petru, acelor 12 apostoli, este acum restaurat. Apostolii din zilele noastre, având o autoritate similară apostolilor Domnului care au scris Scriptura. Din punctul nostru de vedere, o asemenea afirmație este extrem de gravă. Nu poate fi sub nicio formă acceptată. Pentru că, în altă perspectivă, în noua reformă apostolică se consideră că acești apostoli noi au, din partea lui Dumnezeu, mandatul de a aduce revelații noi. Revelația lui Dumnezeu nu este o revelație închisă, ea este deschisă, da? Dumnezeu, Scriptura, cuvântul descoperit în Scriptură, poate fi extins și completat cu adevăruri pe care le vor aduce acești noi apostoli. Discuția este amplă pe subiectul acesta și recomanda ascultătorilor noștri, dacă vor găsi cu cale, să caute înregistrările referatelor a sesiunilor care s-au ținut la Institutul Teologic Pentecostal pe marginea noii reforme apostolice. S-a vorbit aici despre cum este înțeles oficiul de profet, de apostol, despre particularitățile acestei noi, să zic, orientări. O comunitate care este foarte cunoscută, să zic, ca particularitate locală a acestei mișcări este mișcarea din California, de la Bethel, Redding, California, biserică condusă, păstorită de Bill Johnson. Ei, practic, cu ce se găsește acolo, ar sumariza viața și practica lor ca în ce înseamnă noua reformă apostolică. Da, mulțumim mult! Cred că pe pagina de Facebook a Institutului Teologic Pentecostal se găsesc aceste înregistrări și cred că și pe La Prodonces Media, cred că a fost transmisă. A fost o colaborare bună între școală și producens media și pe această discuție, această tematică. Am ajuns cumva să ne uităm și spre viitor. Am înțeles puțin partea istorică a doctrinei, cât și reperele, să zic, fundamentale ale doctrinei pentecostale. Am navigat puțin și prin practica Bisericii Pentecostale în ceea ce privește aplicarea doctrinei. Aș vrea să vă întreb puțin cum vedeți dumneavoastră tendințele în cadrul Bisericii Pentecostale, tendințele doctrinare, de învățătură. Există anumite tendințe în prezent? Da. Orice organism viu are tendințe. Se duce într-o parte sau alta. Asta este viața. Orice comunitate este caracterizată de această dinamică, să zic. Există o dinamică și în Biserica Pentecostală. Aș semnala una, două tendințe pozitive și poate una, două îngrijorătoare. În ce privește tendințele pozitive, una dintre ele ține de faptul că în Biserica Pentecostală se constată mai departe preocupare pentru studiul profund a Scripturii, sistematizarea crezului, conturarea lui cât mai bine și cât mai bine. Se scrie multă literatură deja de autori români, lucru care nu s-a mai întâmplat, să zic, până în prezent.
și salut cu toată inima această deschidere spre cercetarea teologică, spre studiul Scripturii. Foarte multe școli biblice s-au deschis, școli biblice locale, în biserici locale, în comunități mai mici sau în comunități regionale, în diaspora. Deci vorbim aici de peste 100-110 seminarii biblice, predare în limba română, școli care pun împreună credincioși din diferite zone în jurul Scripturii, în jurul unor oameni care învață din Scriptură. Deci asta ar fi, să zic, o tendință. O altă tendință pozitivă pe care o constat ține de revigorare spirituală. În multe biserici, în multe comunități, oamenii își doresc să se roage. Asta ar fi ceva, să zic, mai nou. Pandemia și ce s-a întâmplat acum ne-a ținut în izolare. Noi, spre exemplu, săptămâna trecută în Biserica Emanuel am avut o săptămână de post și de rugăciune. Apropo de asta, accentuarea apropierii de Dumnezeu prin rugăciune și post, prin rugăciune stăruitoare, este o particularitate a Bisericii Pentecostale. Am chemat oamenii la rugăciune și la post. A fost seară de seară rugăciune la biserică, seară de seară părtășie. Am rămas surprins, plăcut surprins de interesul mare pe care oamenii l-au avut să vină la rugăciune, să caute fața lui Dumnezeu, să se roage. Acum, cu restricțiile acestea, cu neputința de a primi pe toți oamenii, am ajuns efectiv să ne întrebăm unde mai punem oamenii. Trebuie să deschidem spațiile la demisol. Ni sute de oameni la rugăciune, seară de seară. Cred că este un lucru încurajator. Oamenii își doresc să se apropie de Dumnezeu. Acum, partea asta, dorința de apropiere de Dumnezeu prin studiul Scripturii și dorința de apropiere de Dumnezeu în rugăciune, post, în sfințire, este un lucru pe care îl salutăm și ne bucurăm. Pe de altă parte, există, cum să zic, și tendințe care ne îngrijorează. Și aici mă refer la faptul că, și pare, poate părea paradoxal ce vă spun, că în timp ce unii oameni își doresc să se apropie mult de Dumnezeu și să se sfințească, să experimenteze trezire spirituală în viața lor, în același timp, în alte situații, se observă o delăsare, o îndepărtare, o secularizare. Biserici care au mai păstrat doar numele de biserică pentecostală, comunități care au păstrat doar numele și cumva s-au fosilizat, ceva s-a întâmplat acolo. Există această tendință. Și pe altă parte, interesant, comunități care nu neapărat erau cunoscute pentru preocuparea lor în ce privește rugăciunea, postul, stăruința, darurile Duhului, botezul cu Duhul, retrăiesc din plin revărsarea, înnoire pe care o dă Dumnezeu. E ca un pendul și cred că aici trebuie să subliniem până la urmă rolul pe care îl are fiecare slujitor în comunitatea în care slujește. Ne îngrijorează, cel puțin eu mă uit la acest lucru ca tendință, faptul că dacă, să zic, în anii trecuți convertirile, oamenii se întorceau la Dumnezeu un număr mai mare, în ultima vreme lucrul acesta, aș putea să spun că nu mai e la amploarea la care a fost. Probabil că pe fond este și o, cum să zic, o îndepărtare a societății românești de credință, de Dumnezeu. În mod deosebit se observă această tendință la generația, să zic așa, de sub 40 de ani. E o problemă aici. Ne bucurăm să știm că tinerii noștri se întorc la Dumnezeu și se botează în apă, dar în același timp trebuie să fim onești și să observăm că un număr destul de mare, ca să atragă atenția și să îngrijoreze, aleg să nu se boteze pentru moment. Foarte interesant ceea ce a spus. Probabil că asta se întâmplă în toate comunitățile, nu este doar o chestiune în Biserica Pentecostală. Cred că acest lucru este nu doar la nivel de practică, cel puțin în Biserica Baptistă, este și o încercare, să zic așa, de schimbare a unor percepte doctrinare, să zic așa, a unor repere doctrinare. Dacă îmi permiteți, aș face, că avem dialog, o precizare aici. Eu sunt și pastor, sunt și profesor de teologie. În biserica în care slujesc am încercat să facem o
cum să zicem, împreună cu frații slujitori, cu echipa noastră pastorală, un echilibru între ce înseamnă învățătura sănătoasă, studiul Scripturii și rugăciunea, postul, stăruința în rugăciune. Da? Acum o observație personală. Observația mea este că ceea ce îi determină pe oameni să se întoarcă la credință, să aibă o viață spirituală dinamică, vie, nu este atât de mult studiu biblic, ci studiu biblic urmat imediat de accentul pus pe rugăciune, post, pe stăruință. La o seară de rugăciune, cum au fost cele din săptămâna pe care am avut-o, dacă am fi făcut o seară de învățătură sau o săptămână de învățătură, entuziasmul oamenilor, dorința lor de a se sfinți, de a se apropia de Dumnezeu, nu ar fi fost atât de mare cum s-a constatat după ce ne-am rugat o săptămână. Cred că undeva trebuie să învățăm să le ținem împreună mai bine. Undeva în anumite biserici pentecostale, așa ca pendulul, ne-am dus spre studiu biblic. Destul de mult, pentru că asta a rămas ceva ce nu s-a accentuat suficient. Nici nu știu dacă undeva poate, se poate spune, noi ne-am făcut destul studiu biblic, nu ne mai trebuie. Asta nu cred că există nicăieri. Toți avem nevoie să studiem mai departe Scriptura. Dar putem să facem studierea Scripturii uitând de latura cealaltă. Partea devoțională, rugăciunea, postul, insistența, închinarea înaintea lui Dumnezeu, închinare vie, dinamică, încântare, mânată de Duh, în rugăciune, în comun. Aici asta observ eu ca păstor și teolog în același timp. Că biserica se revitalizează din punct de vedere spiritual atunci când învățătura este echilibrată, este pusă în balanță cu încurajarea rugăciunii apostolului, a lucrării Duhului în final. Deci sunteți un promotor atât în practica bisericii a echilibrului între învățătură și spiritualitate autentică și apropierea de Dumnezeu prin rugăciune și post, dar cred că, din ce observ, nu știu dacă observația mea este corectă, sunteți un adept al echilibrului și în școala teologică între pastorală și latura pastorală adusă în școala teologică și latura academică. Până la urmă, acum și dumneavoastră aveți activitate academică și în privința aceasta avem o colaborare bună cu instituția la care dumneavoastră lucrați, Institutul Teologic Baptist. Trebuie să o spunem apăsat. Școala de teologie, un institut teologic, nu este, cum să zic eu, aliat cu biserica. Este biserica. Este parte a bisericii. Aici ne este funcția, menirea, identitatea. Școala nu există distinct de biserică, școala de teologie. Școala de teologie este parte a bisericii, e un instrument al bisericii, ea trebuie să slujească biserica, trebuie să se tragă din biserică, să se întoarcă la biserică, să slujească biserica. În momentul în care școala de teologie s-a separat de viața bisericii, a devenit un deserviciu, o pagubă pentru biserică. Și aici cunoașteți foarte bine, la fel ca mine, ce s-a întâmplat cu instituții de învățământ teologic din vest, care, separându-se de biserică, au ajuns până acolo încât să propovăduiască învățături false și să aducă mai multe deservicii decât servicii. Și cel mai bun lucru pe care biserica l-a avut de făcut în relație cu acea școală a fost să o excomunice, să nu mai recunoască. Ne gândim la Harvard în Statele Unite ale Americii, care a început ca și o școală creștină, cu bază creștină, și a sfârșit într-o îndepărtare, să zic așa, de Dumnezeu și într-o practică destul de discutabilă asupra învățăturii pe care a stat la baza lor. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj, ce v-aș dori pentru Biserica Pentecostală din România? În lumina subiectului pe care noi l-am discutat în seara aceasta, a identității ei, ce v-aș dori și ce ați dori Bisericii Pentecostale din România să transmiteți slujitorilor, bisericilor și nu numai Bisericii Pentecostale din România, celor care sunt prieteni ai Bisericii Pentecostale, celorlalte culte care vă cunosc, ce ați dori pentru Biserica Pentecostală din România? Întrebarea dumneavoastră mă întoarce la contextul căutării în rugăciune de săptămâna trecută. Împreună cu biserica noastră
ne-am apropiat de Dumnezeu în rugăciune și post, ca să cerem pentru tot poporul lui Dumnezeu, din România și de unde va fi el, o mare trezire spirituală, o revărsare proaspătă a Duhului Sfânt, o întoarcere a oamenilor spre adevărul Scripturii, spre trăirea, după exemplu, lăsat de Domnul nostru Hristos și sub puterea și călăuzirea Duhului Sfânt. Asta mi-aș dori cu toată inima pentru toate bisericile, pentru Biserica Pentecostală. O revitalizare, o revărsare înnuită a Duhului lui Dumnezeu, dincolo de felul în care înțelegem, că îi spunem baptistă sau pentecostală, că îi spunem botez cu Duhul Sfânt într-un fel sau altul, să îi spunem cum vrem, numai să fie acolo Duhul și să lucreze viu, să aducă pe oameni la o viață trăită în sfințenie și să lucreze la mulțirea bisericii și la unitatea ei. Asta este ce îmi doresc eu pentru biserică. Vă mulțumim foarte frumos pentru că în seara aceasta ați fost cu noi la acest dialog despre identitate pentecostală. Am discutat câteva aspecte doctrinare și practice. Vă mulțumesc și vă doresc din toată inima să aveți mult har în slujirea pe care o faceți, atât cea pastorală, cât și cea de conducător al unei instituții importante din cultul pentecostal, Institutul Teologic Pentecostal. Din toată inima vă doresc numai binecuvântare de la Domnul. Vă mulțumesc și eu, mulțumesc și telespectatorilor noștri. Bunul Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste noi și peste familiile și bisericile noastre. Vă mulțumim pentru că în seara aceasta ați fost cu noi la această incursiune pe care am început-o anul acesta despre identități evanghelice. În seara aceasta ne-am uitat la identitatea pentecostală dintr-o perspectivă doctrinară. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi. Vă doresc o seară bună în continuare și Dumnezeu să vă binecuvinteze.